Cu siguranță, de-aia am spus că urmează un program care va trebui prezentat presei și eu am rugămintea să-l popularizați. Pentru că ONG-ul Nordica deja s-a înscris pe un site de adopții. Există foarte multe metode în a atrage persoane, oameni iubitori de animale aici, care să-și ia câine acasă. Sunt foarte mulți care își caută un câine să-l aibă în curte și nu au soluție. Aici vor fi câini care vor fi tratați, vor fi clinici sănătoși, apți pentru a fi adoptați de către familie iubitoare de animale. Criați, tratați, și se pot și învia. Fii sterilizați? Cu siguranță. Cât e de mare investiția? 92.000 de lei așa prețul final, cu tot cu proiectarea în curs. Au fost drumuri multe pe care le-au făcut cei din Nordica, în Ungaria. Am avut și un reprezentant al presei care a fost acolo. În orice caz, colaborarea cu toată lumea care își dorește un Siget sigur a fost extraordinar. Eu cred că problema care va da, sau n-ar trebui să dea bătaie de cap, dar va da, este problema întreținerii sub raportul alimentației câinilor de aici. Va fi o problemă dacă societățile sau organizațiile neguvernamentale nu vor intra pe programul pe care s-a discutat împreună. Noi asigurăm serviciu, să zic așa, de întreținere medical, pentru că l-avem pe doctorul Ștesca care lipsește de aici, este aici Oros, ei au specialitatea dobândită, să zic așa, prin pregătire. Dar efortul și cred că și lumea orașului poate achesa la ideea aceasta a participării spre a putea întreține ceea ce înseamnă populația aici canină în depozit. Toate costurile privind alimentația le vor asigura dumnealor prin sponsorizări și fel și fel de alte voluntariate. În sarcina noastră ne rămânem întreținerea, partea de energie electrică, apă, canal, o cheltuială minimă. De altfel pot să vă spun că astăzi au început să vină, sau de ieri, au început să strângă hrană pentru animale. Iar astăzi avem o donație, mă uit, dacă nu-i în 2000, dar nu-i în 2000, care a venit cu stajul de mâncare. Firme specializate care fac distribuție de alimente pentru câini. Dar ce faceți? Cu siguranță trebuie încheiat un contract cu Protan Dej și vor fi incinerat. Colectarea efectivă a câinilor va începe de mâine, astăzi, și credeți-mă că s-a tras oarecum tare să putem finaliza astăzi. Am considerat că nu e util să înceapă de azi colectarea câinilor, pentru că nu mai puteam să stăm probabil aici și să ne ascultăm unii pe alții. Din seara aceasta, chiar de și începând cu ziua de astăzi, va începe colectarea propriu-zisă animalelor. Pentru că până când n-am avut toate detaliile puse la punct aici, n-am vrut să aducem animalele. Am făcut și o bază de alimente și așa. Aveți acorduri de mediu din partea vecinilor pentru zgomot? Sunt toate avizele care au fost luate la proiect. Absolut. Domnul viceprimar, cu ceați de colectare și ridicarea câinilor, aveți personal suficient? Avem medicul, pentru că colectarea va fi, e una mai specială, se face cu tranquilizant, prin adormire, pentru fiecare câine. Pentru că câinele are. Avem și muniță, avem și armă, avem și personal specializat pentru asta și avem și voluntarii care vor fi prezenți în fiecare zi pe teren. Ce-mi doresc e o reacție normală din partea cetățenilor, pentru că am avut până acum probleme în care s-a dat inclusiv cu borcane pe personalul primăriei, pentru că au mers și au colectat câini. Vrem și de aceea am dorit să fie presa aici, să poată evidenția într-un mod cât mai real ceea ce s-a întâmplat aici și se va întâmpla de acum încolo, pentru că e un adăpost în adevăratul sens al cuvântului, o garanție fiind și o asociație non-guvernamentală pe un profil de iubitori de animale care se va afla lângă noi.
o garanție mai mare, nu cred că trebuie. Mai mult, va fi un spațiu deschis în care populația poate să vină, poate să adopte un câine de aici, poate să aducă alimente. Practic vom fi, vom avea o transparență cât se poate de mare în gestionarea problemei. Cum vor fi însemnați câinii care vor fi găzduiți aici? Vor fi marcați principuri care de altfel sunt obligatorii pentru orice animal, la fel cum e și pentru câini. Vor fi date de identificare ale animalului, vor fi, exact, vor fi inclusiv un registru cu cei care sunt marcați și au stăpân, pentru că și situații genul acesta vor apărea, în care un câine cu stăpân părăsește fie ograda, fie lăsat pe afară și va fi colectat. E, acel câine va fi instituționalizat aici. În momentul în care va veni proprietarul animalului după el, va trebui să plătească o taxă, se cheamă taxă hotelieră, pentru că așa funcționează în toată lumea și așa vrem să funcționeze și unde sunt directorii de școli? Poate vom face și profit din chestia asta. Ce capacitate avem totală? 200 de animale. Who let the dogs out? Was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I heard a poor boy shout out. Who let the dogs out? 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 I see the dance people had a ball cause Billy Bondes get out. Get back Gruffy, bash Gruffy. Get back you play invest in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, D-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey, D-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. D-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out?